pregătiți salul pentru Colinda până de Crăciun o învățăm toată. Ne portam de la asta la moșnicul. Asta e prima repetiție. E prima repetiție, da? Da. Îmi doresc mai multe frumoase împreună. Chiar dacă copiii noștri se vor recupera, mi-ar place să credem că suntem o familie și vom continua să fim împreună. Pentru că este foarte important pentru noi, ca în momentul în care ne vedem un vis îndeplinit, să îndeplinim visul altcuiva. Și cu emoții, ajutăm voi în coraie, da? Ați fost cu mine? Da! Bun! Hai să... Cea mai cu minte fetița, Colina Ana Maria! Ana, un copil minunat, care chiar merită să fie premiat de moșu, pentru că are o prezență de aia constantă și are foarte multe ambiții. Bravo, Ana, fericită! Următorul... Maria. Continuăm cu un băiat. Alex Teiu. Alex! Foarte cu minte pentru că nu te-am văzut de mult, dar moșul spune că ai fost foarte cu minte la tătii și a doilea care primești cadou. Bravo, Alex! Să fii mult, mult mai cu minte și ascultător. Ascultă mama? Da. Da? La moș Nicolae ce-i spunem? Mulțumesc! Mulțumesc, moș Nicolae! Următorul, pisica Iliuță! Iliuță! Măi, a ajuns și Iliuță pe la noi! Iliuță, ai fost cu minte? Da. Da? Tu ce-i spui la moș? Ia zi-te-o! Mulțumesc! Mulțumesc! Ai zis și mai cu minte la anul? Promis? Și la noi mai des, da? Așa, următorul! Avem trei frățiori aici! Vimi, Andrei, Dumi, Andrei și surioara lor! Hai, ia să vedem o familie faină! Bravo! Bravo! Ei au zis și sărbătorim astăzi, pentru că nu am putut în noiembrie ziua de naștere a gemenilor noștri frumoși. La sfârșit o să rămâne la petrecere. Și asta, nu? Asta e, dumii meu, primul. Uite-o cu telefonul. Asta te accept. Vă îmbrățișăm și mulțumim că sunteți alături de noi, chiar dacă mult nu putem ajuta la cazul vostru. Cosmaciuc Ana Maria, prințesa noastră și crăciorul ei. Hai să mai fiți. Nu lăsă când vine copilul ăla. Ana, dar nu mai fac nimic.